Membrii Asociației Fermierilor Crescători de Bovine din Cluj s-au reunit săptămâna trecută cu ocazia târgului expozițional Agraria, unde au putut să-și exprime liber opiniile sau să-și facă cunoscute problemele chiar în fața ministrului Agriculturii, Valeriu Tabără, prezent la această întâlnire în calitate de invitat. Am avut o întâlnire cu ministrul Agriculturii, domnul profesor Valeriu Tabără, întâlnire la care am abordat problemele specifice sectorului de creștere a animalelor, în special la vacilor cu lapte. Probleme legate de măsuri de sprijin pentru anul 2011, de asemenea în ceea ce privește controlul oficial al performanțelor și înscrierea animalelor în registrul genealogic și organizarea noastră a fermierilor în cooperative, cum este cea de la Timișoara. Recent am format o asemenea cooperativă și la Cluj, și modalități de a sprijini aceste cooperative, astfel încât fermierii să-și poată valorifica cât mai bine producția. Sunt o mulțime de nemulțumiri ale crescătorilor vis-a-vis de măsurile de sprijin, de anumite opreliști datorită actelor normative care există în vigoare, și aici mă refer mai mult la cele cu specific sanitar veterinar. Cele mai multe nemulțumiri au fost cele legate de întârzieri la plata subvențiilor, de organizarea în teritoriul a centrelor APIA și faptul că sunt încă fermieri care la ora actuală nu au primit subvenția pe suprafață. Președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România, Mircea Ciurea, a asistat la discuții, asumându-și calitatea de mediator între fermieri și reprezentantul guvernului. Spre deosebire de alți ani, am avut o deschidere totală atât din partea NARZ-ului cât și a Ministerului Agriculturii. Noi am avut o contribuție importantă, propunerile noastre au fost luate în considerare. Urmează ca noi, asociațiile, să ne mobilizăm, să convingem fermierii că este o acțiune la care trebuie să răspundă, pentru că de această acțiune va depinde calitatea efectivelor de animale în fermele lor și, în final, produsele pe care le vor obține de la aceste animale. În ceea ce privește controlul oficial al performanțelor, Mircea Ciurea așteaptă acum reacția fermierilor, după ce, susține el, Federația Crescătorilor de Bovine din România a avut un aport important în elaborarea actului normativ care reglementează această activitate de control oficial și de registru genealogic.